Povestea jucăriilor. Andy era un băiat cu o imaginație bogată. Îi plăceau toate jucăriile sale, dar preferatul său era, fără urmă de îndoială, șeriful Woody, o marionetă coboi mânuită cu ajutorul sforilor. Andy petrecea ore întregi jucându-se cu Woody. Împreună luptau împotriva oamenilor răi, îi salvau pe cei buni și trăiau cele mai interesante aventuri. "Hai, Woody!" strigă Andy marionetei. Andy îl luă pe Woody peste tot. Erau cei mai buni prieteni încă de când Andy umbla la grădiniță. Andy ținea mult și la celelalte jucării ale sale, domnul cap de cartof, șuncă, Rex și Bo. Se înțelegeau cu toții de minune. Într-o zi, mama îl anunță pe Andy că prietenii săi aveau să sosească curând. "E vremea să petrecem!" strigă Andy fericit, dând buzna în camera sa pentru a o lua pe surioara mai mică. Îi lăsă pe Woody și coborâ scările în fugă împreună cu Molly. După ce Andy și Molly plecară, în cameră domni câteva clipe liniștea. Apoi, Woody se ridică și se scârpină la ceafă. "În regulă, prieteni, drumul este liber!" strigă el. Una câte una, toate jucăriile ieșiră afară, care și de unde? Din dulap, de sub pat, din cufărul cu jucării. Încercând să-și ascundă neliniștea, Woody adună jucăriile împreună, o întrunire cu totul specială. Mai întâi, le aminti că mai rămăsese doar o săptămână până când Andy și familia lui se vor muta într-o casă nouă, apoi le dădu nerăbdător vestea cea mare. "Petrecerea de ziua lui Andy are loc astăzi!" Toate jucăriile începură să strige și să se văicărească. Le fusese întotdeauna teamă de petrecerea de ziua lui Andy, căci le îngrozea gândul că jucării mai noi și mai interesante le-ar putea lua locul. "Au sosit!" strigă deodată șuncă. Uitându-se pe fereastră, îi zărise pe invitații lui Andy. Jucăriile priveau cu frică la prietenii lui Andy, care urcau treptele la intrare. "Uite câte cadouri!" exclamă șuncă. "Și sunt din ce în ce mai mari!" șopti Rex speriat. Fiecare cadou le părea mai mare și mai amenințător decât cel de dinainte. Oare ce se aflau în pachetele acelea? Din fericire, nimic nu păru cu adevărat amenințător, până la ultimul pachet. Oare ce se afla în ultimul pachet? Deodată, Andy și prietenii săi dădură buzna în dormitor. Alergau de colo-colo fericiți, apoi ieșiră în goană din cameră, lăsând misterioasa jucărie pe pat, chiar acolo unde era locul special al lui Woody. În forfota aceasta, Woody căzu pe podea. Jucăriile îl priveau neliniștite, cum se cățără înapoi pe pat. "Salut!" spuse Woody. Jucăria cea nouă se întoarse și clipi. Era într-un costum alb cu verde și stătea cu mâinile în șolduri. "Eu sunt Buzz, ofițer spațial," spuse el. Susținea că este un erou din spațiu care tocmai aterizase pe această planetă. Toate jucăriile rămaseră profund impresionate, în afară de Woody, care clătină din cap. "Asta e doar o căzătură cu stil," se tângui el. Bietul Woody. Odată cu sosirea lui Buzz în camera lui Andy, totul se schimbase. Într-o seară, mama lui Andy propuse ca familia lor să meargă la restaurantul Planeta Pizza. Andy putea să ia cu el o singură jucărie, iar Woody voia să se asigure că el va fi cel ales. Planul lui Woody era să îl arunce pe Buzz în spatele biroului, astfel încât Andy să nu-l poate găsi. Dar din greșeală îl scăpă afară peste fereastră. "A fost un accident!"
încercă Woody să se îndreptățească. Andy intră în goană în cameră, chiar în clipa când jucăriile se pregăteau să se năpustească asupra lui Woody. Îl căută în zadar pe Buzz, dar ofițerul spațial nu era de găsit nicăieri. În cele din urmă îl luă pe Woody și plecă. Când motorul porni, o siluetă micuță ieși din tufișul și sări pe bara de protecție. Era chiar Buzz! În timp ce mama lui Andy alimenta mașina la o benzinărie, Buzz urcă pe bancheta din spate alături de Woody. Buzz, trăiești! Exclamă Woody ușurat. Dar Buzz nu era la fel de încântat să-l vadă pe Woody. Chiar dacă ai încercat să mă omori, răzbunarea nu este o idee agreată pe planeta de unde vin, spuse Buzz. Dar nu suntem pe planeta mea, nu-i așa? Buzz sări asupra lui Woody și cei doi se încăierară. Mama lui Andy nu observă nimic, porni mașina și plecă fără ei. Din fericire, Woody zări un camion care făcea livrări de la planeta Pizza. Camionul îl putea duce la Andy, dar Woody știa că nu poate da ochii cu celelalte jucării fără Buzz. Așa că îl păcăli pe Buzz, spunându-i că acel camion este o navă spațială care îl poate duce înapoi pe planeta lui. La restaurant, Woody îl zări imediat pe Andy. Cu puțin noroc, se gândi el, ar putea sări în căruciorul lui Molly. Bine, Buzz, pregătește-te și... Buzz? Woody se întoarse și îl văzu pe Buzz îndreptându-se spre jocul cu racheta Macara. Ofițerul spațial credea că este o navă spațială adevărată. Deodată, mașinăria a început să se rotească. Apoi gheara de metal coborâ exact deasupra lui Buzz. Woody îl apucă pe Buzz de un picior, încercând să-l atragă înapoi, dar fără folos. Amândoi au fost ridicați în aer și aruncați în bolul cu premii. Ura! Premiu dublu! Strigă un băiețel, văzând cele două jucării. Woody se îngrozi când își dădu seama că este huliganul Sid, vecinul. Toate jucăriile din camera lui Andy îl cunoșteau pe Sid. Locuia în casa de alături și era copilul cel mai crud de fire din împrejurim. Acum Sid se uită la Buzz și la Woody cu o privire plină de răutate. Să mergem acasă și să ne jucăm, spuse el, chicotind sinistru. Woody știa că erau condamnați. Sid îi duse pe Woody și Buzz acasă, în dormitorul său, o cameră sumbră, deprimantă. Sid ținea acolo o mulțime de instrumente înfricoșătoare pe care le folosea pentru operațiile făcute jucăriilor. Uluit, Buzz merse spre scări și văzu cerul albastru prin fereastra din hol. Știa că poate să zboare, dar putea oare cu adevărat? Nu era el un ofițer spațial? Făcându-și curaj, se urcă pe treapta cea de sus a scărilor, își întinse aripile și sări. Spre infinit și dincolo de el, strigă Buzz. Pentru o clipă îi păru că plutește în aer. Apoi gravitația își făcu datoria. Baf! Ofițerul spațial se prăbuși la capătul scărilor, iar brațul stâng îi se desprinse de trup. Întristat, Buzz înțelese în cele din urmă crudul adevăr. Nu era decât o jucărie. Dorindu-și cu disperare să fugă din casa lui Sid, lui Woody îi veni deodată o idee. Alergă la fereastră și făcu semn cu mâna spre casa lui Andy. Hei, prieteni! Jucăriile lui Andy, care tocmai se uitau pe fereastră, au fost mirate să îl vadă pe Woody. El le aruncă un șirac de beculețe pentru pomul de Crăciun, o cale de evadare din dormitorul lui Sid.
Dar jucăriile nu mai aveau încredere în Udi, iar Buzz refuzase să vină la fereastră ca să le arate că este teafăr. Folosind brațul desprins al lui Buzz, Udi încerca să demonstreze că totul este în regulă, dar trucul lăsa impresia că el îl schilodise pe Buzz. Udi se simți îngrozitor și, când reveni în camera lui Sid, situația păru chiar mai proastă ca la început. Jucăriile mutant îl încercuiseră pe Buzz. Udi încercă să le îndepărteze, dar ele îl înșfăcară brațul lui Buzz și îl împiseră pe Udi. După câteva clipe, mutanții se dădură la o parte. Buzz se ridică uimit, îndoindu-și brațul stâng care era acum pus la loc și funcționa perfect. Jucăriile mutant ale lui Sid îl reparaseră. Deși arătau înfricoșător, jucăriile mutant erau prietenoase. Deodată, jucăriile îl auziră pe Sid urcând scările în goană. Toți fugiră care încotro, cu excepția lui Buzz, care se încăpățână să rămână pe loc. Udi aproape că își pierduse speranța, dar în cele din urmă, Buzz îi dădu ascultarea. Pe când cei doi se pregăteau să evadeze, Sid se trezi. E timpul să ne luăm zborul! Strigă el, înșfăcându-l pe Buzz și ieșind în fugă afară. Într-o clipă, Udi adună jucăriile mutant și puse la cale un plan de salvare. Buzz este o jucărie bună, le explică el, și nu putem permite să fie aruncat în aer. Va trebui să încălcăm câteva reguli, le spuse mutanților. Afară, Sid se pregătise să lanseze marea rachetă. 10, 9, 8! Deodată o voce strigă. Atinge cerul! Sid se întoarse și făcu ochii mari. Îl ridică pe Udi. Cum ieșise afară păpușa de cowboy? Deodată, una câte una, jucăriile mutant se ridicară și ieșiră, care și de unde? Din cutia cu nisip, din băltoaca cu noroi și chiar de sub vasul cu mâncarea a câinelui. Împreună, încet dar sigur, îl înconjurară pe băiețel care încremenise de uimire. Dar Udi nu terminase încă vorba cu Sid. De acum înainte, trebuie să ai mare grijă de jucăriile tale, pentru că, dacă nu o vei face, vom afla și va fi vai de capul tău. Dar Udi și Buzz nu aveau timp pentru aplauze și ovații. Camionul se afla deja în fața casei lui Andy. Era ziua marii mutări și dacă nu se grăbeau, Andy pleca fără ei. Udi și Buzz o luară la fugă după camion, hotărâți să-l ajungă. Buzz se prinse de o funie care atârna, apoi se urcă în spatele camionului și încercă să-l tragă și pe Udi în urma lui. Haide, poți face asta, Udi! Strigă Buzz. Dar câinele lui Sid îi văzuse pe cei doi alergând și o luă la goană după ei. Făcu un salt și își înfipse colții în cizma lui Udi, trăgându-l jos din camion. Nu! Țipă Buzz. Apoi sări în capul câinelui pentru a-l salva pe Udi. Acum Udi era în siguranță, dar ostatec în colții câinelui rămase Buzz. Udi deschise ușa camionului și începu să răscolească printre cutii până găsi o mașinuță teleghidată. Dirijată cu o telecomandă, Udi expedie mașina să-l preia pe Buzz. În cele din urmă, dându-și seama ce se întâmplase, celelalte jucării încercară să le vină în ajutor. Dar bateriile telecomenzii se descărcaseră. Udi privea cu inima frântă cum camionul se îndepărta tot mai mult. Odată și-a aminti că racheta era prinsă pe spatele lui Buzz. Odată aprinsă, racheta îi propulsă cu tot cu mașinuță. Aceasta ateriză în camion, iar Udi și Buzz se avântară spre cer. Buzz, zbori! Exclamă Udi. Ăsta nu e zbor, îi răspunse Buzz.
E doar o căzătură cu stil. Buzz și Woody planară ușor prin aer spre mașina lui Andy. El se uita în timpul acesta pe fereastră, iar cei doi căzură neobservați prin trapa deschisă a camionului, aterizând teferi și nevătămați pe locul din spatele cabinei. Auzind o bufnitură, Andy întoarse capul. Woody! Buzz! Strigă el fericit. Îi strânse cu puterea la piept, încântat că își recăpătase jucăriile preferate. Astfel, Woody și Buzz au reușit să ajungă acasă nevătămați.